puțin de niște aspecte legate de volum și de niște aspecte care nu s-au menționat despre activitatea literară a lui Alexandru Calupa, iar în încheiere voi spune și o părere a mea despre aceste poezii care sunt cuprinse în recopertele acestei cărți. Practic, acest volum al doilea al lui Alexandru Calupa reușește să spargă o barieră în literatura brăileană, și anume bariera apropierii de clasici. Alexandru Calupa folosește teme clasice, iubirea, ura, dragostea de vin, dragostea de arbată, și le îmbracă într-un buchet de metafore. De fapt, aici este așa zisa decadența lui. Faptul că folosește metafora ca pe o armă, ca pe un argument. Acest volum a avut mai multe variante, deci am ales din mai multe desene obținute de colegul Virgil Andronescu de la autoare, și aceste desene încearcă să exprime foarte bine ceea ce se găsește în carte. Practic, ce vedeți dumneavoastră aici este expresia în viziunea autoarei a unei femei drăcoase, despre care explică și Calupa în niște versuri. De ce fior decadent? Decadent pentru că se îmbină armonios cu această explozie de metafore, și fior, fiorul este, cum să spun eu, nu e o decadență totală, e doar o trăire a decadenței. Și o să vă zic că o părere a mea, în momentul în care am citit aceste poezii, poezii foarte bune și poezii care se înscriu într-o direcție pe care împreună cu Calupa și cu alți colegi pe care o să-i amintesc, încercăm să o facem în Brăila. Deci, pentru prima oară, anul acesta, am făcut o mișcare literară în Brăila, pentru prima oară din 1990. Cu această mișcare literară, numită Litera 13, care are și un site Litera 13, are și o revistă cu același nume, Litera 13, încercăm să ridicăm literatura brăileană de la nivelul local, la nivelul național și la nivelul internațional. Asta este ideea. La această mișcare, Calupa are rolul unui buzdugan. Prin metafora lui, prin poezia lui foarte bună, și de aceea el este cel mai bun exponent al nostru. În mișcare mai sunt și eu, este și Virgil Andronescu, de curând a intrat și Zeno Calupa, Dragoș Costin, Tudor Alexandru Costin, Dragoș Ionescu, sunt mai mulți. Ideea noastră este de a încerca să găsim fiorul literaturii brăilene. Eu zic că Calupa, prin acest al doilea volum, îl găsește foarte bine. Referitor la poeme, eu am spus că acest volum este scris în pași de poezie. Practic, Alexandru Calupa nu scrie poezie, el o trăiește. Poezia respiră pântroți porii lui. Și un astfel de om nu poate scrie decât o astfel de poezie. Aici, în carte, avem doar o mică parte din stările de pe o planetă a poeziei pe care numai Calupa trăiește și unde ne dă voie să mai ajungem și noi. Infinitul e atins de o metaforă, viața e zgândărită de un sărut de femeie privită cu un ochi albastru de soare. Pe acolo e universul lui. La un moment dat nici nu mai știi dacă poezia asta, scrisă de el, este o poezie de iubire, e doar o formă prin care ajunge el la un extaz poetic, e o altă formă de literatură, sau e ceva ce ți s-a întâmplat ție și ai un deja vu. Deci nu mai știi. Ești pierdut. La Calupa vinul nu curge, ci doar rostogolește literele. Iubirea e doar o formă prin care două inimi își schimbă săruturi pasionale. La el totul e un dans, un dans al poeziei. Am spus că singurul care locuiește pe planeta asta e Calupa și ne dă voie nouă, prin carte. Da. De Calupa, da. Și ne dă voie prin carte să luăm și noi puțin contact cu planeta asta a poeților care au așa inspirație.
inspirație. Și pentru noi toți, singura șansă de a ajunge acolo e să citim volumul. Și ca să vedeți joaca care o face, cu toate că acum veți vedea, cred că singura poezie care are și un pic de umor involuntar sau căutat, nu știu, dar mie mi-a plăcut umorul. Și se numește Plânsul din urmă. A plâns până i-a devenit lacrima dușman. Până nu mai suporta nimeni atât a plâns. Până s-a ridicat și mortul, iritat, răgnind, e de ajuns. A plâns că nu se mai cunoștea lacrimă de om și omul de lacrimă. Plâns infernal, neobosit, a plâns cu atâta patimă, a plâns până a orbit. A plâns până i-a devenit lacrima dușman, a plâns sălbatic de rar. Și în cele din urmă a aflat că mortul nici nu era al ei măcar. Deci, extraordinară. Extraordinară. Și întorsătura asta finală, care reușește să o dea fiecare poezii, schimbă perspective. Alexandru Halupa, eu zic că se înscrie cu succes în nou val al literaturii brăilene, pe care și eu încerc să-l promovez. Și eu sunt bucuros că această carte a văzut lumina tiparului. Mai mult decât atât, din primele semnale critice, și ați văzut deja primul semnal critic, referințele sunt foarte bune. Deci este o carte foarte bună și de aceea vă invit să o cumpărați. Halupa, cu acest volum, după părerea mea, se descoperă pe sine și ne lasă pe noi să descoperim poetul din el. El pare așa un om foarte hotărât, un om foarte organizat, fiind soldat, cu grade, dar dincolo de toată această aparență, e de fapt un fior decadent. Eu am spus că Alexandru Halupa nu e un decadent, cum se afirmă, adică nu se joacă cu metaforele, nu se joacă cu stările, ci este fiorul însuși, adică starea de a fi a decadenților. Vă mulțumesc! N-am spus ce grad avea în rezervă. Locotenent. Păi, nu e rezervă. Sunt în rezervă și da. Sub 60 de ani, rezervă peste 60 în retragere. Da, da, da. Sunt locotenent în retragere.